Bună seara, oameni buni, e deja marți seară, suntem în săptămâna luminată, ne apropiem cu pași repezi de Paște și așa cum spuneam, e deja marți, iar pentru mulți din această țară, dar în special pentru Liviu Dragnea, marți a venit cu cel puțin un ceas rău, o să vorbim despre subiect mai târziu, o să vorbim și despre subiectul cu care v-am rămas dator aseară, de Diana Șoșoacă, această Ioana Darcă a haurului românesc, și când spun haur, nu fac niciun fel de greșeală, știți bine la ce mă refer. O să vedem miniclipuri drăguțe, mai multe ca aseară, mâine și mai multe ca azi, pentru că știrile sunt puține, atât pe presa locală, cea online, desigur, pentru că presa scrisă, alea două ziare care mai apar tocmai mâine cu știrile de azi. Știrile sunt puține și în presa centrală. Subiectele principale de azi au fost Liviu Dragnea, s-a reluat subiectul Șoșoacă, mă refer la presa centrală. Și alte câteva subiecte lipsite de importanță, zic eu. Îmi pare rău, am o veste pentru cei care n-au aflat încă, fetele la handbal au luat și astăzi bătaie, după ce ieri au mai redresat puțin din scorul catastrofal al primei reprize. Astăzi au luptat. E păcat de scorul care nu reflectă realitatea, pentru că am văzut din când în când, mergeam și mă mai uitam la meci, pregăteam și această emisiune, scorul de pe tabelă nu reflectă realitatea. Astăzi chiar s-a luptat, iar portărița noastră a făcut minuni în poartă. A apărat, a avut niște parade senzaționale. Am prins câteva dintre ele, extraordinar. Păcat, la sfârșit a fost și un mic incident acolo, provocat de buzoieni, provocat de antrenorul celor cu care a jucat Buzău, nu vreau să le pronunț numele, și îmi pare rău că Buzău a pierdut. Mai urmează un meci și locul 4 e din ce în ce mai amenințat. Și intrăm în emisiune, intrăm în forță cu Diana Șoșoacă, așa cum v-am promis aseară, revenim azi asupra subiectului, dar nu înainte de a vedea un miniclip, ușor colegii din regie, nu-i dați încă drumul, un miniclip din care sper eu, corona scepticii, băieții aia care nu vor să poarte mască și totuși le-au cumpărate sau au primit unele cadou, să se inspire. Un miniclip pentru corona sceptici. Deci, haideți să-l vedem și pe urmă comentăm. Hai, salut! Am inventat ceva foarte tare! Am aici o mască, am pus o lumânare și uite ce se întâmplă. Dacă dau foc la această lumânare, dau foc aici și va trebui ca masca să zboare, ia uite. Ia ușor, se încălzește. Ia uite-te. Oi de capul meu! Vai de mine! Nu pot să cred! Funcționează! Vai de mine! Mamă, cât de tare! Ia acum să suflu, stai așa! Am revenit și înainte de a vorbi despre Șoșoacă, să știți că și pe mine clipul ăsta, miniclipul ăsta, m-a pus un pic pe gânduri, pentru că dacă masca poate să se ridice în aer, e principiul al balonului cu aer cald folosit în acest videoclip, miniclip, dar dacă masca se poate ridica în aer, înseamnă că aerul trece foarte greu prin pânza aceea. Deci noi care purtăm, suntem obligați să purtăm aceste măști, că doar noi suntem corecți, respectăm legea, nu ca Diana Șoșoacă, noi respirăm foarte greu. Câteodată chiar simt acest lucru, mai ales atunci când e cald afară. Și revenind la Diana Șoșoacă, ea a fost sancționată oficial după derapajele din Senat. Și declarația reprezentantului Senatului este: 3 luni nu mai reprezintă Senatul României. Bine, bine, nu mai reprezintă Senatul României, ea rămâne în continuare senatoare și va veni la muncă, chiar dacă nu mai reprezintă Senatul României, și va încasa leafă. Este un avertisment scris pentru prima dată, e o premieră în Senat,
chiar și pentru Camera Deputaților, cum a afirmat Alina Gorghiu. E prima senatoare, primul parlamentar, de fapt, care a fost sancționat în acest mod, cu un avertisment scris. Ea nu va mai putea să reprezinte Senatul României la evenimente externe și interne. E foarte tare. Și această hotărâre a fost votată de majoritatea membrilor comisiei care au judecat speța. Deci Diana Șoșoacă pentru 3 luni va reprezenta doar TikTok-ul, Facebook-ul și alte rețele unde se reproduce dânsa din când în când, își face live-uri și țipă în fața unei mulțimi pe care o bănuiește a fi acolo, în fapt câțiva oameni care, din ce în ce mai puțini, care nu prea mai cred în spusele domniei sale. A avut și Diana Șoșoacă un punct de vedere și, cum altfel, ca o țață, îmi asum ce spun, ca o țață a spus că ea va atenționa toate organismele interne, internaționale, Curtea de la Haga, Curtea de la Veneția, Curtea mea de la Focșănei și așa alte curți disponibile, care să-i dea dreptate pentru că a fost discriminată din punct de vedere social, moral și în alte feluri. Nu știm cum a fost discriminată doamna Șoșoacă, dar eu cred că această hotărâre ar fi trebuit luată mult mai de mult. Rămânem tot în zona pandemiei și de această dată cu un lucru la fel de serios. Bine, dacă Diana Șoșoacă poate fi serioasă. Nici acesta nu e serios, am încercat o glumă. Valeriu Gheorghiță e băiatul ăla care a ajuns cu grade mari, pe cai mari, cum s-ar spune, deși foarte tânăr și pe care nu-l recomandă decât vocea și talentul. El spune în felul următor: mărturisesc că m-am gândit la implicarea cântăreților de manele în campania de promovare a vaccinării. Bun, deci haideți să o luăm în plan local, că tot am văzut mai devreme niște imagini superbe cu un edil local implicat recent într-un conflict și cu Costeluș de la Buzău, pe care îl cunosc, care mi-e prieten. Un astfel de gest, o astfel de hotărâre pe care o va lua probabil domnul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul crizei COVID sau a vaccinării sau tot ce vreți, tot ce ține de vaccinare. Așa, hotărârea aceasta este una, sau cum să-l vedem pe Mario Buzoianu sau pe alții care merg să promoveze vaccinarea. Cum să facem? Facem scene în fața centrelor de vaccinare, îi aducem pe băieții ăștia care au voci minunate, într-adevăr. Unii cântă chiar frumos, cântă lăutărie, cântă, nu numai manele. Îi aducem pe băieții ăștia ca să-i adune pe oameni și oamenii odată adunați să asculte manele. Păi acolo nu se mai respectă distanțarea socială, nu se mai respectă tot felul de chestii. Așa, cum îi luăm? Îi luăm cu arcanul să-i... sau le spunem că le mai dăm manele după gratis dacă vor să se vaccineze. De aceea eu consider că e o măsură cel puțin absurdă asta, să implicăm cântăreții de manele în vaccinare, deși nu știu ce efect va avea. Dar foarte interesante sunt comentariile. Pentru că acest material pe care eu l-am luat cu copy-paste din presa centrală are multe, foarte multe comentarii. Și am salvat și eu câteva dintre ele care spun cam așa: pentru astfel de chestie cum e vaccinarea, trebuie abordați, trei abordați, așa a scris, șmecherește cine a făcut comentariu, trei abordați reprezentanții ai tuturor păturilor sociale. Videochatistele pot fi convinse dacă se vaccinează Oana Lovin. Pupătorii de moaște, dacă se vaccinează Preasfântul. Medicii, dacă se vaccinează doctorița aia Groșan. Casnicile, dacă se vaccinează Bagmuțeancă și lista continuă. Bun, alt comentariu. Eu aș recomanda chiar centre mobile cu lăutari sau sesiuni live pe Facebook ca să se poată, că se poartă. Bun. Un comentariu răutăcios, o să-l citesc totuși, nu mă mir că gândește așa, mai mult nu are de unde. Bun, alt comentariu: urmează implicarea vrăjitoarelor în campania de vaccinare, oricum maneliștii au tot interesul. Fără vaccinare în masă, o expresie foarte urâtă, cântări. Noi spunem puncte, puncte, cântări. Și un ultim comentariu: eu cred că dacă l-ar convinge pe Simion și ar convinge-o pe Șoșoacă, ar fi bătălie pe vaccin, mai ceva ca pe tigăile de la ofertă
de la supermarketuri atunci când sunt și să calcă lumea în picioare și ca să intre. Nu înainte de a continua, pentru că avem o întâmplare, o surpriză a zilei, a săptămânii, chiar zice ziaristul, și o explicație la această surpriză a zilei, hai să vedem că intrăm pe chestii de-astea de construcții, de stres, de nu știu ce, hai să vedem un băiat, miniclipul Zugravu, i-am zis noi, care cere și el o mărire de salariu și să vedeți de ce, pentru că foarte mulți români sunt căutați să li se dea, să li se facă o ofertă din partea acestor firme. Salut, șeful! Șeful, sunt aici la lucrare, m-am obiți de mii. Șeful, dacă nu faci mie mărie de salariu, plec. Astăzi am aflat că trei firme mă caută. A, iau, și care sunt alea? Păi, Providentul, BCR-ul și ANAF. Da, și iată întâmplarea fericită pe care nu o să o comentăm prea mult. Mi se pare prea aberantă exprimarea. E surpriza zilei, a săptămânii la Buzău. Muncitorii de la Urbis s-au apucat să asfalteze strada Horticolei. Păi frate, de strada Horticolei aia care arată ca după bombardament, a trecut des pe acolo, merg prin Dorobanți, merg prin anumite zone chiar, trebuia asfaltată. De ce e surpriza zilei? De ce e așa mare minune? De ce un gest firesc pe care trebuie să-l facă un edil local, acela de a da ordin și a trece anumite străzi care necesită reparații, necesită asfaltări și cum Urbisul este în subordinea primăriei să acorde aceste lucrări Urbisului, că și oamenii aia trebuie să mănânce, de ce îi se pare ziaristului atât de extraordinar? Dar iată cum explică primarul Toma această întâmplare. Deci e o întâmplare că s-a asfaltat Urbisul. Și zice așa, sunt mai multe cauze care m-au determinat să iau această decizie, aș fi blocat Urbis doar pe Horticoli în acest an. De aceea, haide să nu spunem că nu se va asfalta complet, vor fi doar benzile din centru, restul va fi peticită. Și la anul, peste 2 ani, se va asfalta din nou, astfel încât cablurile de curent, cablurile pentru telefonie, pentru internet, pentru televiziune, să fie îngropate așa cum e firesc într-o țară dezvoltată. Deci nu se va asfalta. Se va asfalta mijlocul cu un strat subțire 7 cm, probabil până la toamnă va fi deja erodat, iar marginile vor fi peticite. Și mergem mai departe, nu zău, zic înainte de a vă citi titlul, mesajul a fost postat de o doamnă care s-a semnat Adela Ioan pe buzaucityreport.ro și care spune că a revenit în orașul natal și se simte ca în Germania. Dom'le, înseamnă că nemții o duc tare prost. Foarte, foarte prost. Dacă ai venit la Buzău și te simți ca în Germania, și dă un exemplu. E foarte curat în autobuze. Nu spune că autobuzele nu sunt chiar atât de noi. Avem în stații acele panouri care informează ora și traseul, ora la care va sosi, cât mai ai de așteptat. Da, aici e foarte bine, e foarte frumos, e foarte firesc și e foarte util până la urma urmei. Dacă să vii la Buzău, înseamnă că doamna în cauză a mers cu autobuzul între două stații pe vreo stradă din asta proaspăt asfaltată. Și într-adevăr, acolo ai toate șansele să te simți ca în Germania, dar dacă privești în pământ, că dacă ridici puțin privirea și te uiți la blocurile astea anoste, din orașul nostru trist, așa cum zicea odată Păunescu, îți schimb părerea total și nu mai spui că trăiești ca în Germania. Și pentru că am devenit prea serioși, haideți să vedem că în România orice se poate. Și am să rog colegii să bage miniclipul calul cu GPS. Reconfigurare traseu în 50 de metri virați la dreapta. Da, și pentru că ne-am înveselit văzând acest animal superb care știe care-i dreapta și care-i stânga, a făcut corect la dreapta, n-am fost atent dacă a semnalizat. Aseară, ieri după amiază de fapt, zeci de familii de pe Transilvaniei au fost vizitate de Dorel. Dorel ăla de la Urbis, care, ia să vedem, dacă să nu fac vreo greșeală, dacă e de la Urbis. Nu, că pe Transilvaniei lucrează altă firmă, care a spart țeava de apă.
Apa a țâșnit cu putere, acolo s-a format un mini lac de ziceai că e iazul morilor și zeci de familii au rămas fără apă. Au intervenit angajații companiei de apă, dar lucrarea a fost de durată și un timp destul de important familiile respective nu au beneficiat de alimentarea cu apă. Și cum mai avem din emisiune vreo 7-8 minute, poate chiar 10 dacă vrem să tragem de ea, o să prefațăm comentariul următor cu, da, a vrut cineva să intre în studio pe partea cealaltă? Nu e nicio problemă. Se poate intra, putem purta o discuție. Pentru a prefața materialul următor, haideți să punem miniclipul ăla cu popa, cu preotul, pardon, îmi cer mii de scuze, pentru că e o știre foarte gravă și se întâmplă chiar acum în Săptămâna Mare, în Săptămâna Luminată, când măcar slujitorii Domnului ar trebui să facă altceva decât ce vă voi citi eu în continuare. Și să vedem miniclipul. Doamne ajută, părinte! Mulțumesc că ai venit să-mi simțești casa. Acum să spui cât mă costă. Măi, Aurica, mă, cât te costă, măi? Îmi folosesc metri pătrați. Cât metri pătrați are casa? Cum adică, părinte, dar te-am chemat să-ți simțești, nu să-ți grăbești. Da, lăsăm la o parte, cam râs, poate, la acest miniclip. Iată ce spune, gest șocant al unui preot. A fost prins în flagrant în București când întreținea relații intime cu un minor. Deci cu un minor, nu cu o minoră. Un preot din Videle a fost prins în flagrant în timp ce întreținea relații intime cu un minor într-o casă din sectorul 3. Mai puțin interesant. Preotul a fost reținut foarte bine, 24 de ore și va fi dus marți, adică astăzi, treaba s-a întâmplat ieri, în fața judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Preotul mai era implicat într-un alt dosar. Ce să vedeți? Surpriză, surprize. El era suspendat în a mai sluji în fața Sfântului Altar pentru aceleași fapte. Acte sexuale cu minori. Până la apariția acestei știri, nu s-a aflat nimic. Acum am citit mai devreme că va fi caterisit. Dar victima, minorul de 16 ani, a fost racolat dintr-un centru de plasament și era plătit de acest preot. Acest preot pe care nu putem să-l numim slujitor al Domnului. Acum vă dați seama, minorul e audiat în prezența psihologilor, a anchetatorilor, urmează alte cercetări și probabil vor fi descoperite și alte victime ale acestui pervers. Și, de departe, știrea care a ținut astăzi capul de afiș, să zicem așa, al presei centrale, judecătoria sectorului 5 rămăsese astăzi în pronunțare pe cererea de eliberare condiționată depusă de fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, care execută o pedeapsă, pentru cei care nu știu, toată țara știe, dar eu îmi fac datoria și mai citesc, o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la... Belina, cu Conacu, cu tot felul de chestii. El a fost luat și condamnat pentru o abureală care se face la orice partid politic. Mai angajez niște oameni, unii, pentru că și partidul trebuie să beneficieze de personal, unii sunt angajați numai în acte acolo unde ar trebui să lucreze și în schimb prestează pe la partid ce e nevoie. Se practică treaba asta în România, în fiecare județ. Pe Liviu Dragnea, tocmai pe chestia asta l-au prins și l-au condamnat. Și veste tristă, la ora 13:56, că mi-am notat și ora, judecătoria sectorului 5 respinge cererea lui Liviu Dragnea de eliberare condiționată. Poate face contestație Liviu Dragnea și probabil, părerea mea, pentru a estompa oarecum toate aceste scandaluri în care e trasă România acum, e treaba aia cu Planul Național de Redresare și Reziliență, care ba a fost depus, ba n-a fost depus și Europa nu are ce nu ne aproba,
Bă, așa, eu am impresia că după ce va depune contestație, Liviu Dragnea va fi eliberat, ca toate discuțiile să se focuseze asupra acestui subiect. Bun, și mai avem un subiect interesant, descinderile de ieri de la primăria Iași, am vorbit parcă despre ele, s-au lăsat și cu arestări, printre care și un patron de ziar, ziarul Bună Ziua Iași, care au făcut ceva mânării cu Chirică și citeam astăzi, subiectul e mult mai complex, se pregătește retragerea sprijinului politic pentru primar, care e implicat în această caracatiță imobiliară, pentru că e vorba de o caracatiță imobiliară aici, unde au fost arestate mai multe persoane, și probabil vom avea la Iași alegeri anticipate. Așa cum vom avea, citeam astăzi în coștire, vă dau în premieră, dacă nu știți, după hotărârea prefecturii care a spus că ce s-a întâmplat la Cilibia este ilegal, probabil că și la Cilibia vom avea în curând alegeri anticipate. Pentru alegerea, nu a primarului, a Consiliului Local. Și înainte de a trece la ultimul subiect, nu, la ultimele două subiecte, hai să vedem. Unii în țară muncesc, chiar și pe două roți, chiar chinuit, așa, în timp ce unii, prin America, fac milioane de dolari. Hai să vedem clipul cu tractorul, mergem la milioanele de dolari din America. Mă dure o viață întreagă și nu te uiți până mor, că mi-i spus de ajutor. Cine lucrează cu mine? Iată că se poate atunci când vrei, chiar și pe două roți. Și vă spun eu, băieții aia după tractor erau români de-ai noștri care câștigau o pâine cinstită, nu erau austrieci, că nu-i vedeam pe TikTok dacă s-a întâmplat treaba asta. Și să revenim la chestia cu americanii, de fapt cu românii. 6 români au furat milioane de dolari cu cecuri de la biserici. Deci și acolo românii noștri sunt desperiat. Nu numai în Europa, nu numai, au ajuns și prin Australia, și în America, chiar îmi povestea un prieten, e jale, când auzi pe stradă vorbind românește, chiar dacă ești român, trebuie să te ferești, că nu știi, s-ar putea să-ți dispară portofelul, să-ți dispară cheile de la mașină și mașina ulterior și tot așa. Și băieții ăștia ce făceau? 2654 de cecuri furate de la biserici. Probabil furate din cutia milei de acolo. N-am citit știrea, n-am avut răbdare până la capăt. Probabil furate din cutia milei. Că știți că în America se poartă chestia aia cu cecul sau cu cardul, nu cu cash-ul ca la noi. Bine, la noi dacă te duci și bași cecul în cutia milei, cred că îți dă popa una peste ceafă și spune, bă băiete, la mine aici vină cu bani, nu cu hârtii. Ca să vorbim pe românește vis-a-vis de ce am văzut și clipul de mai devreme cu preotul care vrea să zugrăvească probabil casa în loc să o sfințească, voia să-i afle suprafața. Și ultimul mini, nu ultimul, penultimul miniclip, pentru că am zis că vor fi multe, ne mai distrăm și noi săptămâna asta. Iată o șoferiță de care ar trebui să fim, să ne ferim sau să fim foarte atenți dacă o întâlnim în trafic. Da, calca ambreiajul. Baga întâia și acum pleci încet. Da. Doamne! Da, aud colegii râzând în regie și încheiem, mai avem un minut și un pic. Au apărut noi detalii despre polițistul de care am vorbit ieri, care nu, în loc să-și păstreze zona de patrulare, el s-a dus la pensat și a fost dat în gât de colegul lui jandarm. Dom'le, de ce s-a dus el la pensat? Că pierdea programarea. Numai că în tot acest timp, pentru că au apărut detalii noi, în tot acest timp s-a întâmplat ceva grav pe zona lui de patrulare. A fost solicitat să intervină, dar el de unde nu-i, că băiatul se dusese să-și facă sprâncenele. Așa că așteptăm pedeapsa să fie exemplară. Ne luăm la revedere pentru astăzi, nu înainte de a vă spune că după ce am văzut miniclipul care va urma, cred că îmi reconsider total masa de Paște, mă gândesc foarte bine înainte de a mai mânca miel. Cum să tai și să mănânci
asemenea frumuseți. Ce fluier ca la jina, cât de lungă-i săptămâna, să-mi treacă de loc și dor.